Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! Problema drogurilor în rândul elevilor a fost discutată astăzi la Petroșani. S-a stabilit cine este vinovat de gunoiul depozitat în hala din municipiul Vulcan și Adriana Hrițculesei a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Petroșani. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Problema drogurilor în rândul elevilor este tot mai accentuată, din păcate, și în Valea Jiului. Autoritățile locale din Petroșani au avut o întâlnire cu directorii instituțiilor de învățământ. Tema discuțiilor a fost implementarea unui plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea consumului de droguri. Senatorul Lucica Dina Muntean a fost prezent la Petroșani, unde în cadrul acestei întâlniri a intervenit cu idei care vizează lupta cu violența și consumul de droguri între elevi. Așa cum le-am spus și colegilor mei, mi se pare că în momentul acesta avem două subiecte fierbinți pe masa învățământului românesc. În afară de cunoștințele copiilor, care vor trebui îmbunătățite și sper să se întâmple lucrul acesta, avem două probleme mari de rezolvat în privința consumului de droguri și în privința violenței din școli. Sunt două probleme care m-au preocupat și în cadrul Comisiei de Învățământ, în care am căutat împreună cu colegii tot felul de soluții, ce mesaje am putea trimite către școli pentru ca lucrurile acestea să se corecteze. Concluzia la care am ajuns este că avem nevoie de o mai largă conștientizare a populației cu privire la pericolul consumului chiar ocazional la copii a acestor substanțe interzise. Avem nevoie de asigurarea securității în școli și a siguranței copiilor, pentru că, din păcate, așa cum s-a demonstrat, pătrund tot felul de persoane care îi momesc, în ghilimele, pe copii pentru a încerca aceste substanțe sau chiar a le distribui mai departe. Este un traseu lung și greu. Nu le putem rezolva de pe o zi pe alta. Ceea ce am propus eu astăzi la întâlnirea cu directorii este curajul de a-ți asuma tu, ca director, măsurile cele mai bune pentru școala ta. Tu ai cunoștință despre situația părinților, cât sunt plecați în străinătate, cât sunt foarte ocupați de dimineața până seara, câți dintre copiii din școala ta sunt poate singuri o zi întreagă și atunci mult mai dispuși să încerce lucruri care să le facă rău. Tu, ca director, și tu, ca și Consiliul de Administrație sau întreaga echipă de profesori, dacă se strâng la masa discuțiilor, pot găsi soluții aplicate direct pe nevoile școlii și pe nevoile copiilor din școala lor. Aceasta este una dintre probleme. A doua, în pachetul de cursuri de formare pentru cadrele didactice, le-am spus domnilor director că este absolut necesar să fie introduse cursurile de prim ajutor, dar și cursurile acestea de identificare, pentru că mulți profesori nu știu să recunoască la copii dacă consumă sau nu consumă sau dacă acel comportament pe care poate să-l aibă la un moment dat este un comportament care spune ceva despre consumul de droguri, și ar fi nevoie de cursuri de formare și în acest sens pentru cadrele didactice. Iar mai departe, susțin din toată inima școlile care se implică și fac cu adevărat lucruri foarte importante. Auzisem aici o propunere care mi se pare foarte interesantă și o să o transmit mai departe, să li se facă periodic analize copiilor cu privire la consumul de droguri. Directorii instituțiilor de învățământ admit necesitatea de a acționa în scopul îndepărtării pericolului care vizează prezența acestor substanțe. Pot să vă spun că noi, Colegiul Național de Informatică Carmen Silva, suntem implicați într-un proiect județean pentru prevenirea consumului de droguri și a substanțelor interzise, a consumului de alcool. Un eșantion de elevi este cuprins în acest proiect. Se desfășoară sau desfășurat, mai bine spus,
o serie de activități în acest sens până când a intervenit această grevă a cadrelor didactice, a personalului din învățământ. Elevii au participat la aceste activități, una dintre ele fiind chiar o deplasare la penitenciarul Bârcea, unde au avut discuții chiar și cu deținuții care au regim semideschis și care au fost închiși pentru trafic de consumuri, pentru consumul acesta de substanțe sau traficul de droguri. Au fost foarte șocați copiii și au venit cu un feedback pozitiv, în sensul că au spus că ei așa ceva nu vor face niciodată, deci din discuțiile pe care le-au avut și ce au văzut acolo, inclusiv spațiile de detenție, deci i-a oripilat, i-a șocat acest lucru și, bineînțeles, asta este și ideea de a transmite mai departe colegilor lor aceste lucruri și de a încerca să îi informăm și să vadă că aceste lucruri nu trebuie să fie făcute. Vor urma și alte activități, inclusiv discuții cu mai mulți elevi din școală, cu cadrele didactice, cu părinții și să sperăm că inclusiv prin acest proiect o să încercăm să conștientizăm atât elevii cât și părinții că acest lucru este nu trebuie să fie făcut de către elevi. Autoritățile locale din municipiul Petroșani recunosc că problema traficului și consumului de droguri este pe cât se poate de reală. Există câteva măsuri care ar putea fi implementate, însă, ironic, unele legi pot reprezenta un impediment. În perioada următoare, noi ieri, de fapt, Consiliul Local a adoptat o hotărâre cu un plan de măsuri pentru prevenirea și conștientizarea, în primul rând, a elevilor, dar și a părinților, legat de consumul de droguri. Problema e una foarte complexă și foarte serioasă. Sunt din ce în ce mai mulți copii sau tineri care apelează la aceste droguri. Pe de o parte, iar pe de altă parte, legislația nu ne ajută foarte mult. Ați văzut, eu am avut astăzi o discuție cu toți directorii de școli, să încercăm să luăm niște măsuri care sunt permise și de lege, astfel încât să limităm sau să prevenim consumul de droguri în școli sau în timpul școlii. Sigur că nu-i, toată lumea aruncă responsabilitatea pe spatele profesorilor, ceea ce nu este corect. Aici trebuie o conlucrare foarte serioasă între părinți, școală și administrație, atât cât noi avem atribuții pe zona aceasta, pentru că nici noi nu putem să facem lucruri care sunt împotriva legii. Da? Ați văzut, copiii de 18 ani au voie să iasă din școală. Pe de altă parte, este și o chestiune obiectivă. Există o lege care interzice comercializarea alimentelor în școli. Iar e o problemă. Nu știu cum se va rezolva. Până la urmă, noi, prin hotărârea pe care am dat-o ieri, vom aduce specialiști pe această problemă care să facă traininguri de pregătire cu profesorii și cu părinții și cu elevii. Trebuie să începem de undeva. Potrivit unor statistici la nivel național, aproximativ 9% dintre elevii de liceu au consumat cel puțin o dată în viață droguri. Aproximativ 2000 de tone de gunoi sunt depozitate într-o hală din municipiul Vulcan. În urma cercetărilor s-a stabilit că nu primăria localității este vinovată, ci societatea Pregoterm. Autoritățile locale susțin demersul de a evacua cât mai rapid deșeurile toxice, dar legal doar compania menționată poate să se ocupe de această problemă, precum și să suporte cheltuielile de transportare a rezidurilor. Societatea comercială însă a intrat în insolvență cu câțiva ani în urmă. Este vorba de o fracție reciclabilă pe care Pregotermul în faliment o depozitaseră acolo într-o hală și care urma să ajungă la Kishkadaga. Odată cu intrarea în insolvență, practic, nu au mai fost transportate aceste deșeuri. Ele intră 100% în sarcina Pregoterm în insolvență. Noi am făcut nenumărate adrese către ei și cei de la Garda de Mediu. Au avut o perioadă de grație pe perioada pandemiei. După ce s-a ieșit din pandemie în 2022, au avut 90 de zile la dispoziție pentru a le transporta. Administratorul judiciar al Pregoterm
a convocat adunarea creditorilor, în special finanțele, ei fiind creditorul principal. Inițial nu li s-a aprobat această cheltuială, care este o cheltuială destul de mare, după care s-a revenit în urma adreselor gărzii de mediu, s-a convocat din nou adunarea creditorilor, s-a găsit un transportator, iar lucrurile s-au blocat la un moment dat. Acum am avut întâlniri cu prefectul județului Hunedoara, cu cei de la jandarmerie, cu garda de mediu, cu reprezentanții finanțelor, ADI Deșeuri, Supercom și, bineînțeles, cu administratorul judiciar. Și am hotărât împreună să se reia, practic, întâlnirea cu adunarea creditorilor, să se găsească un transportator. Există și o sumă pe care Pregoterm o are pregătită și vor duce aceste deșeuri către Bârcea în cel mai scurt timp. Trebuie să se înțeleagă foarte clar că Primăria Municipiului Vulcan nu are nicio responsabilitate vis-a-vis de transportul acestor deșeuri, nici nu avem baza legală pentru a face acest lucru, dar noi ne vom da tot sprijinul, tot ce ține de Primăria Municipiului Vulcan, și nu am luat nicio amendă pentru că nu au fost transportate aceste deșeuri, ele nefiind în patrimoniul UAT Vulcan. Alpinistul Adriana Hrițculese i-a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Petroșani. Ceremonia de înmânare a titlului a avut loc în sala de ședințe a Consiliului Local. Se conferă titlul de cetățean de onoare al municipiului Petroșani domnului Hrițculese Adrian pentru rezultatele obținute la expedițiile din circuitul Seven Summit Volcanoes, prin care a promovat imaginea municipiului Petroșani în țară și peste hotare. 30 aprilie 2023. La început de an, tânărul sportiv Adrian Hrițculese a cucerit vârful Mount Sidley din Antarctica și astfel a reușit să completeze în întregime circuitul Seven Volcanoes și să rămână primul bărbat român care a escaladat cu succes toate cele 7 vârfuri. Oarecum, titlul de cetățean de onoare a venit prin surprindere pentru Adrian, care totuși susține că astfel de distincții îl pot motiva pentru alte noi provocări. Sunt foarte fericit și bucuros pentru recunoașterea atingerii obiectivului meu pentru finalizarea circuitului celor mai înalți vulcani de pe fiecare continent. Da, într-adevăr, a fost o onoare pentru mine să fiu prezent aici și să primesc acest titlu, care pe viitor asta, să zic, mă obligă și mai mult să încerc să promovez frumusețile orașului Petroșani, municipiul Petroșani. Următorul meu vis este să încerc să ajung pe un vârf de peste 1000 de metri, și pentru asta trebuie să ajung în zona Nepal, Tibet, Pakistan. Sunt 14 vârfuri de peste 1000 de metri în lume, toate se află în zona aceea. Trebuie să, încă n-am hotărât care este vârful. Foarte important este, în funcție de buget, o să și împreună cu echipa mea o să anunțăm vârful pe care o să dorim să-l ajungem, să-l escaladăm. Dacă o să facem rost de banii necesari, ar trebui să plecăm în luna septembrie acestui an. Dacă nu, undeva, cred că în sezonul următor, în luna aprilie, și cred că cel mai sigur următor vârf va fi Makalu, care are aproape 1500 de metri altitudine. O nouă competiție a sporturilor de contact a avut loc weekendul trecut în orașul Petrila. În cadrul acesteia au participat mai multe luptătoare din Valea Jiului. La competiție au fost prezenți atât participanți cu experiență în sporturile de contact, precum și cei care abia cu câteva luni în urmă au făcut doar primii pași, printre care putem menționa două sportive în vârstă de 12 ani și respectiv 13 ani, discipole ale unui club din municipiul Lupeni. Am avut o adversară pe măsură, a fost un meci greu, dar am fost bine. Am luat locul 2. Am avut 5 lupte, le-am câștigat pe toate cu locul 1
Și cea de la Petrila a fost un meci destul de bun, o adversară foarte bună și puternică, dar am trecut cu brio, cu locul întâi. Am multe emoții la meciuri, adversare foarte bune și mă temă de ca să nu pierd, dar la toate am luat locul întâi. Acum cele două sportive și-au stabilit câteva obiective prioritare pentru următoarea perioadă. Îmi doresc să particip la cât mai multe competiții și să câștig cupa. Să câștig cupa României, să nu iau un frânge și să merg cât mai departe, să ajung campioană. O expoziție de fotografii istorice a avut loc joi la Palatul Cultural Minerul din municipiul Lupeni. În cadrul acesteia au fost prezentate imagini care reflectă trecutul și prezentul localității. Autorul imaginilor este Sergiu Vințan, care însă nu a reușit să fie prezent la expoziție. Astfel, tatăl acestuia, jurnalistul Tiberiu Vințan, a avut ocazia de a descrie publicului semnificația fotografiilor. Și iată ce a văzut Sergiu. A văzut primăria, o clădire istorică, dar în același timp prezentă și astăzi în viața noastră. O clădire cu o arhitectonică emblematică, la fel ca acest minunat palat. A văzut istoria acestor locuri care, chiar și atunci când nu se va mai scoate vreo tonă de cărbune aici, Lupeniul va rămâne pentru eternitate un oraș minier. Iar lucrul acesta pe care îl vedeți în această excepțională imagine, domnule primar, vă îndrum să-l păstrați. Puțul acesta de mină trebuie să rămână o emblemă a orașului. Pentru că peste 20, 30, 50 sau 100 de ani, imaginea aceasta va avea, fără îndoială, același preț cum îl au cele la care ne uităm și le admirăm și poate multe dintre ele nu le mai recunoaștem. Fotografiile expuse la vernisajul simbolic intitulat Incursiune în imagini în istoria municipiului Lupeni vor putea fi observate zilnic de acum înainte. Am avut și o expoziție foarte frumoasă de fotografie care a fost realizată de către Sergiu Vințan, un băiat care cu siguranță va avea un viitor foarte frumos în fotografie, fiindcă este implicat și a reușit să transforme niște fotografii micuțe care nu aveau o claritate foarte bună în niște fotografii mari frumoase care astăzi sunt expuse aici la Palatul Municipal Lupeni, unde am avut foarte, foarte mulți oameni să viziteze, să se uite, să privească și să se bucure de ceea ce a fost și ceea ce este astăzi municipiul Lupeni. Este o expoziție care nu mi se datorează decât prin prisma faptului că Sergiu Vințan, autorul fotografiilor contemporane din această expoziție, dar și cel care a prelucrat fotografiile de epocă pe care le-am primit cu sprijinul administrației publice locale de la colecționarii din municipiul Lupeni, este vorba de fiul meu, Sergiu Vințan, cel care a reușit toate lucrurile acestea. Sigur, ca părinte sunt mândru de el, îmi pare rău că nu a reușit să ajungă în timp util pentru vernisajul acestei expoziții, el fiind student la Sibiu și astăzi a avut ultimul examen din anii de facultate. Sunt mândru, cum vă spuneam, de această expoziție, dar mai ales sunt bucuros că municipiul Lupeni va avea, datorită acestei expoziții retrospective în imagini, care descrie într-un fel istoria de câteva sute de ani a acestei localități, va trona pentru mulți ani de acum înainte pe simezele unei expoziții permanente. Pentru că toate aceste imagini vor putea fi văzute nu doar aici, la expoziția de la Palatul Cultural în zilele următoare, ci mulți ani de acum înainte în sediul primăriei municipiului Lupeni, acolo unde domnul primar Lucian Răzmeriță a decis să le afișeze pe holul primăriei, pentru ca toți cei care vin în această clădire, fie ei locuitori din zonă, fie ei turiști veniți din altă parte, să vadă, să înțeleagă și să cunoască de unde venim și încotro vrem să ne îndreptăm noi, cei care locuim aici în Valea Jiului și cei care locuiesc în municipiul Lupeni. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai bun!